Salariile rămân aceleași, iar prețurile cresc în fiecare lună. În aprilie, produsele alimentare s-au scumpit considerabil, unele prețuri fiind chiar dublate, potrivit Biroului Național de Statistică. Mulți cumpărători ajunși la piață spun că tot mai des se mulțumesc cu admirarea tarabelor și cumpără doar produse vitale. Potrivit Biroului Național de Statistică, în aprilie, prețurile au crescut cu 1,48% față de luna martie. Cifra pare a fi una mică, însă grosul scumpirilor sunt prețurile la produsele alimentare, care s-au majorat cu aproape 3,20% în doar 4 săptămâni. Astfel, cartofii s-au scumpit cu 18%, varza proaspătă cu peste 50%, prețul roșiilor a crescut cu 19%, iar cel al castraveților cu aproape 14%. S-a scumpit și usturoiul cu 13,6%, iar ceapa cu aproape 4%. Fructele exotice se vând la un preț mai mare, cu aproape 10%, strugurii sunt mai scumpi cu 3,5%, iar bostanoasele au crescut în preț cu peste 3%. În perioada martie-aprilie s-au înregistrat reduceri la preț doar la ouăle de găină cu aproape 3% și la legumele rădăcinoase cu 2,4%. În schimb, uleiul, fără de care nu se gătește aproape nicio mâncare, s-a scumpit într-o lună cu 8%, grăsimile comestibile de origine animală cu 6,8%, iar margarina și alte grăsimi vegetale s-au scumpit cu peste 4%. Cerealele au crescut în preț cu 2,8%. Mai scumpă este și carnea. Cea de porc costă cu peste 5% mai mult, carnea de oaie cu 3,3%, cea de vită cu aproape 2%, iar carnea de pasăre cu 1,7%. Peștele și conservele din pește s-au scumpit în medie cu 1,6%. Peștele proaspăt sau refrigerat s-a scumpit cu aproape 4%, iar fructele de mare congelate cu 1,4%. Laptele integral proaspăt și zahărul au crescut în preț cu aproape 1%. Oamenii spun că nu țin pasul scumpirilor, care le lasă buzunarele goale. Cel mai mult, majorarea prețurilor a fost simțită de pensionare. Venitul modest abia de le ajunge să-și procure strictul necesar. Sunt cosmice. Cosmice. S-a majorat. Și la dublu. Tare scump. Măi, băieți, tare scump. Tare, este seama. Cu așa pianție, și-a mai luat niște floricele și vreo două patlajele și vreo doi pepe și pot să iei din pianția spăcătoasă. S-o scumpietă, e scump tot și cartofi și e scump și pasoală, tot e scump, este seama, nu se poate de apropiat. Mă cam mărișoare față de pensiile noastre. Sunt mărișoare. Prețurile la orice le-au mărit și greu pentru de atât aștept să duc ce-ar să rămâi în Moldova. Creștem copii și... Sunt mărișoare față de pensia noastră, față de... Unele lucruri sunt exagerate, adică... De exemplu, care? Pe fructele, aia este cele mai necesare. Cam sunt scumpe. O patlajică 2 lei. Cred că și lucru e bun, dar și prețul cam pentru noi scumpșor. Pentru că am lumea pensie micuță, dacă am avea câte 1000 de euro, pensie se poate trăit. Câștigurile oamenilor sunt topite și de mărfurile nealimentare, care la fel se scumpesc într-un ritm galopant. În luna aprilie s-au scumpit și carburanții. Astfel, benzina a crescut în preț cu 2,8%, gazul lichefiat cu aproape 2%, iar motorina cu 1,2%. În același timp, materialele de construcție s-au scumpit cu aproape 4%. Totodată s-au scumpit serviciile prestate populației. Au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri cu 11,3%, în serviciile turistice interne și internaționale cu 4,7% și respectiv 2,3%. Prețul serviciilor de transport auto s-a majorat cu peste 3%.